Inițiat de parlamentarii PSD de Buzău, proiectul de lege privind revenirea în proprietatea și administrarea primăriei a întregii suprafețe a Crângului a trecut deja de primele discuții din comisiile parlamentare de specialitate. De fapt, este un proiect de lege care respectă un adevăr istoric, pentru că toți buzoienii trebuie să știe despre existența acestui monitor oficial din 1881, unde avem o lege care spune că pădurea Crâng aparține primăriei Buzău de drept. În urma discuțiilor din Parlament, USR Buzău a lansat pe pagina de Facebook un avertisment către cetățeni, precizând că inițiativa PSD ar avea în spate interesul afaceriștilor din domeniul imobiliar. Speculațiile sunt respinse cu vehemență de către responsabilii din Palatul Comunal. Am observat în ultimile zile, odată cu dezbaterea în comisie acestui proiect de lege, că anumite formațiuni politice încearcă să se agațe de această imagine a Crângului, care este emblema noastră a buzoienilor, încearcă să se agațe de acest Crâng pentru a-și face propagandă electorală, chiar dacă nu ne aflăm într-o perioadă premergătoare organizării unor alegeri. Din acest punct de vedere, îmi fac datoria de a spune tuturor buzoienilor că municipalitatea dorește să preia în proprietate întreaga pădure Crâng. Știți bine, noi avem doar o mică zonă de parc ce se află în proprietatea primăriei Buzău. Noi dorim să preluăm această pădure tocmai pentru a-i crește gradul de protecție, tocmai pentru a-i asigura o mai bună administrare. Mai mult, șefii din primărie susțin că, odată cu preluarea zonei protejate, Crângul va fi conservat mult mai bine și valorificat prin investiții care nu vor presupune defrișări. Dorim ca noi să-i creștem gradul de protecție prin transformarea acesteia fie într-un parc natural după modelul Deltei Văcărești, fie într-o arie protejată prin legea 5, o arie protejată de interes național. Sunt multe alte modalități prin care ne putem asigura că pe viitor nimeni nu se va atinge de pădurea Crâng, lăsând la o parte toate aceste speculații politicianiste cu investiții imobiliare. Sunt pur și simplu niște invenții care sunt menite de a bulversa opinia publică buzoiană, pentru că în realitate noi ne dorim doar să investim pentru a readuce Crângul la farmecul de altă dată și totodată de a-i crește gradul de protecție, pentru că este plămânul verde al buzoienilor. De altfel, un proiect de hotărâre de Consiliu Local obligă primăria să mențină destinația actuală, să nu dispună de nicio măsură de natura grevării cu sarcina ipotecii, gajului ori înstrăinării. Precizare ce va fi trecută și în proiectul de lege prin care cele 179 de hectare din pădurea Crângului urmează să revină la municipalitate.